Modificările la legea cu privire la Procuratura Generală, dar și modul în care guvernarea de la Chișinău a lansat procedura de evaluare a Procurorului General au fost dur criticate într-un aviz al Comisiei de la Veneția. Instituția Consiliului Europei a venit cu mai multe recomandări care ar readuce parțial legislația din domeniu în redacția anterioară. În avizul publicat de Comisia de la Veneția se precizează că toate amendamentele au fost elaborate prea repede și fără discuții largi cu societatea civilă și alte instituții interesate de acest proces. Anterior, într-o vizită la Chișinău și președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio, a avut aceeași obiecție. Dans mes discussions avec la majorité actuelle, j'ai souligné l'importance de ne pas confondre urgence avec précipitation. La majorité, le Parlement, doit tenir compte de ces expectatives du peuple. Il faut le faire sans précipitation, comme j'ai dit, dialogue pour atteindre des solutions qui soient aussi consensuelles possible. Quand je dis dialogue avec l'opposition, qui doit être constructive, comme elle l'a prouvé concernant l'adoption de la réforme constitutionnelle et dialogue aussi avec la société civile qui exprime le vœu, les attentes de la société moldave. Donc, pas de précipitation, davantage de dialogue. De asemenea, Comisia de la Veneția critică în avizul său și modificarea componenței Consiliului Superior al Procurorilor. În opinia experților europeni, modificările operate creează impresia că orice majoritate parlamentară poate schimba componența Consiliului în propriul interes. Ei recomandă să fie reglementată activitatea CSP în Constituție, anume pentru a evita astfel de modificări arbitrare ale legii. În aceste condiții, Comisia de la Veneția recomandă autorităților de la Chișinău ca Procurorul General să fie din nou membru din oficiu al CSP. La fel, instituția a recomandat modificarea actualei proceduri de evaluare a Procurorului General pentru a stabili criterii mult mai clare. Ministrul Justiției Sergiu Litvinenko a venit cu o reacție la avizul instituției europene și declară că în Republica Moldova există unele particularități care nu pot fi comparate cu alte țări, printre care se numără folosirea justiției în scopuri private. Chiar dacă avizul Comisiei din punct de vedere formal are caracter consultativ, recomandările prestigioasei instituții a Consiliului Europei vor fi examinate cu cea mai mare atenție și luate în calcul pentru deciziile care urmează. De aceea, în regim participativ și în consultare cu toți partenerii interni și externi, vom întreprinde măsuri de ajustare a legislației cu scopul de a o pune în acord cu toate recomandările Comisiei de la Veneția, se spune într-un mesaj al Ministrului Justiției publicat pe pagina sa socială. Și președintele Comisiei Juridice din Parlament, Olesa Stamate, declara acum o lună că în cazul unui aviz negativ, majoritatea va face un pas înapoi și se va conforma. Dacă Comisia de la Veneția în decembrie spune că ceea ce ați modificat dumneavoastră privire la organizarea evaluării lui Stoianoglu, da? Nu-i bine deloc, dar deloc nu-i bine. Ce se întâmplă mai departe? Dacă va zice așa, înseamnă că va trebui anulate cele prevederi. Serios? Da. Și veți merge la asta? Absolut. Consultarea modificărilor legislației din domeniul procuraturii cu instituțiile europene a fost cerută în repetate rânduri de opoziția parlamentară. Ministrul Litvinenko declara însă încă vara că nu sunt motive pentru a cere părerea experților din țările europene. Nu văd necesitatea expertizării Comisiei de la Veneția în condițiile în care am spus anterior, deci elementele respective au fost deja expertizate de către Comisiei de la Veneția. Amintim că în urma modificărilor operate la legea cu privire la procuratură, procurorul general Alexandru Stoianoglu a fost suspendat din funcție și reținut în seara zilei de 5 octombrie. Acesta este cercetat penal pe mai multe capete de acuzare, formulate în urma unei sesizări depuse de deputatul PAS Lilian Carp. În paralel, președintele țării Maia Sandu a cerut evaluarea activității șefului procuraturii, procedură care nu a început încă din cauza că nu au fost delegați toți membrii Comisiei Speciale de Verificare.